ultimul împărat bizantin a urcat pe tronul de la Constantinopol într-o perioadă dificilă. Deși sultanul otoman, Murad al II-lea, era bătrân și obosit de asedierea capitalei Bizanțului, fiul său, Mahomed, își dorea să o cucerească. Constantin a murit în luptele pentru apărarea orașului la 29 mai 1453, nu domnise decât 5 ani. Devenită regina Scoției când avea doar o săptămână, mai târziu a fost îndemnată să emită pretenții la cel al Angliei. Doar că Elisabeta I nu era ușor de dat deoparte. Deznodământul a avut loc pe eșafod la 8 februarie 1587. Legenda spune că la 11 ani s-a îmbarcat pe un vas cu destinația India. Tatăl său l-a recuperat în ultima clipă, înainte ca nava să părăsească Franța. I-a permis atunci să călătorească doar în imaginație. În nicio parte a lumii nu se putea așeza, în orice nou climat se simțea lâncezind, pentru că odată când vai a fost obișnuit și mereu se îndepărta de el străin, născându-se întors din epoci prea îndelung trăite, să te bucuri de un singur minut de viață esențială, căuta o țară inocentă. După ce a fost adjunct al ministrului apărării naționale, comandant al casei centrale armatei și șef al direcției superioare politice armatei, cu gradul de general major, ambasador în Ungaria, ministru de externe, vicepreședinte al Frontului Unității Socialiste, președinte al grupului interparlamentar român, ambasador în Franța și membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în 1989 s-a sucit, a semnat scrisoarea celor 6 prin care Ceaușescu era criticat. The winner is Jack Lemmon for Save the Tiger. Buna dispoziție și umorul actorului american l-au făcut să fie apreciat de mai toți colegii de pe platourile de filmare. A rămas celebră o replică pe care o spunea înaintea filmării oricărei scene: It's magic time. Pentru că a murit la doar 24 de ani, a devenit repede idolul unei generații. Aceea a nonconformiștilor rebeli, dar sensibili. Până la urmă, toate generațiile au cunoscut asta. A fost remarcat în trupa de pe lângă teatrul din Focșani de Ion Lasker. Acesta l-a dus la Iași, unde a și început studiile la conservator, transferându-se apoi la București. În cinematografie s-a afirmat în special în filme istorice. Ascendența germană, scoțiană, italiană și suedeză poate explica ceva din carisma actorului lansat odată cu apariția serialului Om bogat, om sărac. La 51 de ani era desemnat cel mai sexy bărbat, tot de pe la această vârstă, având probleme cu alcoolul și cu antidepresivele. Matematicianul de origine maghiară ne-a demonstrat că matematica nu este doar un lux în sine, ci se poate aplica în viața de zi cu zi. A făcut parte din grupul semizeilor, racolați de americani, pentru Institutul de Studii Avansate de la Princeton. Fiul marelui filolog Alexandru Filipide s-a născut la Iași. Unii îl consideră cel mai mare poet din literatura română contemporană. El ar fi vrut să moară de două ori, după întâia moarte să se scoale o clipă și să se bucure că a murit. S-a aflat în sferele cele mai înalte ale puterii din România și când am scăpat de armata sovietică în 1958 și când deja a formulat declarația de independență în 1964. Cei mai mulți îi reproșează fostului prim-ministru comunist că l-a sprijinit pe Ceaușescu să preia puterea. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.